Autosabotajul este atunci când faci ceva care este împotriva interesului tău, deși ai capacitatea de a face altfel. Acest lucru poate fi făcut prin acțiuni, cuvinte sau gânduri. Poate fi la fel de simplu ca și amânarea unei sarcini sau la fel de complex ca și sabotarea relației cu cineva. Unii oameni care se autosabotează nici măcar nu-și dau seama că o fac și rămân blocați în tipare negative care îi împiedică să progreseze în viață. În acest videoclip descoperim cum putem să recunoaștem cele mai frecvente motive de autosabotaj, astfel încât să poți lucra pentru a le depăși. Numărul 1. Lipsa stimei de sine. Lipsa de stimă de sine este unul dintre principalele motive pentru care oamenii se sabotează singuri. Atunci când nu ai încredere în propriile abilități și talente, este mult mai ușor să te mulțumești cu mai puțin decât meriți. Acest lucru este valabil mai ales dacă ați suferit de abuz sau neglijență în copilărie, deoarece acest lucru poate duce la sentimente de stimă de sine scăzută. Este posibil să fi fost învățat că nu ești suficient de bun sau că nu vei putea face niciodată ceva bine. Așa că acum, nici măcar nu vă mai obosi să încercați. Numărul 2. Teama de succes. Frica de succes te poate face să te autosabotezi, deoarece te poate face să crezi că ești incapabil să faci față succesului sau că nu îl meriți. Poți începe să te îndoiești de abilitățile tale și să devii prea critic cu tine însuți. De asemenea, vă puteți îngrijora de modul în care succesul vă va schimba relațiile cu ceilalți. Acest lucru duce adesea la comportamente precum amânarea, îndoiala de sine și evitarea, împiedicându-vă să vă atingeți obiectivele. Numărul 3. Teama de eșec. În unele cazuri, comportamentele de autosabotaj se pot manifesta ca o încercare de autoprotecție față de potențiala durere a eșecului. Este posibil să fiți prea copleșit de ideea de a nu reuși, fapt pentru care nici nu încercați măcar. Sau puteți fi atât de prins în grija potențialului eșec, încât uitați să vă concentrați asupra lucrurilor care v-ar putea ajuta să reușiți. Această teamă vă poate determina să vă puneți piedici și să vă îngreunați asumarea unor riscuri care v-ar putea aduce mai aproape de obiectivele dumneavoastră. Numărul 4. Familiaritatea. Fie că este vorba de căderea în vechile obiceiuri sau de a face presupuneri bazate pe experiențe trecute, familiaritatea poate duce la autosabotaj. Motivul pentru aceasta este că familiaritatea creează un sentiment de confort și siguranță în mintea ta, chiar și atunci când este rău pentru tine. Simțiți că știți la ce să vă așteptați și cum să gestionați situația, așa că lăsați garda jos în loc să abordați situația cu același nivel de conștientizare ca și cum ați face-o dacă ar fi nouă și necunoscută. Din această cauză, s-ar putea să ratați oportunități, să faceți greșeli și, în cele din urmă, să vă sabotați propriul succes. Numărul 5. Gânduri incoerente sau conflictuale. Autosabotajul este un rezultat comun al faptului de a avea gânduri incoerente sau conflictuale. Gândurile tale îți modelează comportamentul, așa că, atunci când acestea sunt în contradicție unele cu altele, poate fi greu să acționezi și să iei decizii. Acest lucru poate fi deosebit de dificil dacă acele gânduri intră în conflict cu valorile sau credințele tale. Atunci când nu sunteți siguri ce gând să urmați, poate fi dificil să faceți progrese. Drept urmare, vă simțiți blocat sau copleșit și începe să vă îndoiți de dumneavoastră. Numărul 6. Presiunea socială sau a colegilor. Atunci când simți presiunea din partea grupului social sau a grupului de colegi de a te conforma anumitor comportamente sau credințe, poate fi o provocare să rămâi fidel față de tine însuți. Te poți trezi luând decizii care nu se aliniază cu valorile sau obiectivele tale doar pentru a te integra sau pentru a evita conflictul. În plus, cedarea la presiunea socială sau a grupului de prieteni poate crea un sentiment de tensiune internă și stres, împiedicând și mai mult capacitatea ta de a lua decizii sănătoase. Numărul 7. Nevoia de a deține controlul. Pentru unii, ideea de a eșua fără niciun control asupra situației poate fi terifiantă. Dacă sunteți una dintre acele persoane, preferați să vă controlați propriul eșec decât să fiți luat prin surprindere de el. Ți se pare o alternativă mai demnă decât să te învârți fără control. Sabotându-vă propriile eforturi, simțiți că preluați controlul asupra situației și că preveniți un rezultat potențial mai rău. Evident, această abordare este contraintuitivă și poate fi dăunătoare pe termen lung, deoarece vă determină să renunțați sau să luați decizii care nu sunt în interesul dumneavoastră. La finalul zilei, autosabotajul poate avea un impact negativ semnificativ asupra vieții tale.
poate aduce sentimente de vinovăție, anxietate și depresie, precum și probleme de sănătate fizică. Vă poate împiedica să vă atingeți obiectivele și vă poate face să pierdeți oportunități. Mai mult, autosabotajul poate împiedica formarea unor relații și experiențe semnificative care v-ar ajuta să vă maximizați potențialul. Pentru a vă împiedica să vă alungați propriul succes, acordați atenție modului în care gândiți, simțiți și acționați și fiți dispuși să puneți la îndoială tiparele negative. Odată ce știi de ce te sabotezi singur, poți înlocui acele convingeri și comportamente cu unele care te vor ajuta de fapt să-ți atingi obiectivele. Dacă ți s-a părut util acest videoclip, dă-i un like și distribuie-l prietenilor tăi. În acest fel, noi putem continua să le facem. Pentru mai multe videoclipuri ca acesta, apăsați butonul de abonare și nu uitați să faceți click pe clopoțelul de notificare. De asemenea, nu uitați să verificați și celelalte videoclipuri ale noastre. Vă mulțumim pentru atenție!